Bună! Mă numesc Agapia și aș vrea să fac o etalare personalizată pentru zodia leu, pentru persoanele care au ascendentul în leu sau semnul lunii, da? În leu. Dacă v-ați alăturat, vă mulțumesc frumos. În cazul în care v-ați abonat, de asemenea, apreciez mult de tot. Aș vrea să vă rog să oferiți un like în cazul în care dumneavoastră rezonați cu ceea ce spun cărțile. Și pentru luna mai avem și o aniversare. Dacă vă numiți Constantin sau Elena sau sunteți Constanța sau Costin, toate derivatele din Constantin și Elena, da, Nela, Nuții, vă doresc la mulți ani cu sănătate. Tuturor leilor le doresc multă sănătate, bineînțeles. Mă număr și eu din această zodie, am semnul în zodia leu. Și voi folosi oracolul zodiac pentru a vedea persoanele cu care rezonăm, cu care ne înțelegem mai bine, care ne vor ajuta, da? Persoanele dragi, care ne iubesc și pe care le iubim. Vom întreba cărțile Tarot Illuminati despre energia lunii mai, iar de la Tarot Mugea vom cere clarificările. Voi proceda la pregătirea cărților, să vă gândiți și dumneavoastră la ceea ce vă preocupă. Poate veți găsi anumite răspunsuri, vești, veți primi anumite speranțe dacă aveți nevoie. Și să lăsăm cărțile să spună povestea. Da, au căzut, o să le recuperez imediat. Practic, ne dorim să punem 10 întrebări și să cerem răspunsuri, respectiv clarificări, pe măsură ce luna va trece. Dacă veți rezona cu ceea ce se va prezenta, vă rog să comentați, fie pe pagina de YouTube Agapia Tarot, fie pe pagina de Facebook cu același nume. Vă mulțumesc că m-ați apreciat, că ați comentat deja, că v-ați abonat canalului. Lucrul acesta mă încurajează să continui. Pasiunea pentru tarot este foarte puternică și mi-aș dori să o folosesc în continuare, pentru că studiez psihologia și am să văd în ce măsură cu fiecare zi interpretarea cărților va fi mai benefică pentru dumneavoastră. Dacă sunteți gata, procedăm. Prima întrebare este despre ce situație este vorba, da? Despre ce caz, ce vă preocupă? Să vedem dacă rezonați. Cel puțin ce sesizează cărțile că vă preocupă în acest moment. Regina de spade. În acest moment sunteți destul de autoritară și poate severă, mai înclinată spre a gândi și mai puțin spre a simți. Partea emoțională din dumneavoastră pare inhibată. Nu vă mai arătați poate sentimentele. De asemenea, poate să reprezinte o autoritate. Regina de spade poate să fie o instituție, un loc de muncă, poate să reprezinte o persoană în zodia balanță, gemeni vărsător, care v-a preocupat, dar înclin să cred că este partea rațională din dumneavoastră. Ați fost plin de gânduri, poate că și anumite încercări v-au determinat să fiți mai în gardă, se spune. Să puneți mai mult preț pe logică, pe rațiune și pe obiectivitate. Să vedem al doilea pachet, ce clarificare ne aduce. Ei bine, aici vorbim de 6 de monede. Poate v-a preocupat o situație financiară. Trebuia să primiți niște bani,
și nu au venit sau chiar au venit de curând. Deci, dacă n-au venit bănuți pe care i-ați împrumutat, pe care i-ați muncit, ei bine, s-ar putea să vină, da? Este o posibilă moștenire, este o posibilă filantropie din partea dumneavoastră sau a celorlalți. Este foarte important, da? Poate că reprezintă o colaborare cu persoane din Taur Fecioară Capricorn, da? Monedele. Să vedem ce vă ajută în clarificarea situației. Ce vă ajută pe dumneavoastră. Dragi lei, ce vă ajută? Nu prea ne ajută. Am simțit o lipsă. Poate să fie o lipsă emoțională, poate să fie o lipsă materială, pot să fie pur și simplu îngrijorări că nu reușim, că nu ne ducem la bun sfârșit planurile. Această lipsă, ca și cum o parte din noi nu era acolo, nu eram noi în 100%, da? Nu eram 100% într-o situație. Să cerem clarificare, ce ajută în înțelegerea mai bună a situației. Iată, aici vorbim despre un trei de spade. Poate că ați fost răniți, poate că aveți o inimă rănită. Este o situație, poate că v-ați simțit trădați, poate că aveți această luptă între ce vă spune mintea și ce vă spune inima. Poate că ați aflat, așa cum am aflat eu, că inima este doar un organ și că toate deciziile, inclusiv cele legate de emoție, se iau doar la nivel de creier. Când spunem să ne ascultăm inima, înseamnă să ne ascultăm partea emoțională a creierului. Așa este, inima este înconjurată de neuroni, da, noi avem neuroni peste tot în organism, dar și emoțiile tot la nivelul capului sunt, la nivelul emisferelor cerebrale, da? Este atât neuroștiința, cât și neuroștiințele, cât și neurobiologia vin să vorbească despre acest unitar, sistem integrat unitar, care reprezintă creierul nostru, acolo unde se petrec toate procesele psihice. Și sentimentul pe care îl avem că ne doare inima este doar legată de și sufletul nostru, da? Și tot, absolut tot se află în creier. Am făcut o mică paranteză, mă iertați. Poate fi vorba despre o decizie pe care trebuie să o luați între minte și emoție. Și simțiți că trebuie să lăsați emoția la o parte, sau poate că ați fost nevoiți să lăsați emoția la o parte și să gândiți foarte, foarte bine și lucid. Da, poate că ați fost forțați de împrejurări să fiți mai raționali. Să vedem următoarea întrebare. Ce scop aveți? A treia întrebare este: ce scop aveți, dragi lei, în luna mai? Din perspectiva acestor cărți. Scopul dumneavoastră este regele de cupe. Dacă sunteți femei, poate îndrăgiți o persoană din rac scorpion pești. Dacă sunteți bărbați, poate că sunteți mai emoționali sau scopul dumneavoastră este să fiți mai emoționali, să fiți mai receptivi, să fiți mai atenți la ceilalți, da, și la nevoile lor. Acest rege de cupe este o persoană foarte bună, un consultant, un psiholog foarte bun în energie masculină, un sfătuitor, un povățuitor, dar de asemenea este foarte mult legat de emoții și de multe ori această persoană suferă, simte nevoia să îi pună pe ceilalți înaintea lui. Nu-mi dau seama, să cerem clarificare ce este cu acest rege de cupe sau
Care este scopul dumneavoastră, ca să ne dăm seama, dragi lei, pentru luna mai, care ar fi scopul dumneavoastră? Ah, este o indecizie, da? Doi de spade vorbește despre o indecizie. Fie că poate fi vorba despre o balanță, un geamăn sau un vărsător, da? Elemente de aer, de spade, fie este vorba de aceeași hotărâre. Să vă ascultați rațiunea sau emoția. Da? Este ca și cum v-ați îndoi de emoțiile dumneavoastră sau constatați că emoțiile și deciziile pe care le-ați luat pe bază de emoție nu prea v-au venit în ajutor și că această variantă de a fi mai rațional și mai obiectiv, da, vă ajută puțin mai mult să vă croiți un drum, să fiți respectați, stimați, da? Să vedem. Am zis să nu mai repet da atât de mult, știu că e un tic verbal și îmi cer scuze, o să încerc să-l corectez. Să vedem ceea ce nu știți dumneavoastră. Ce surpriză puteți avea, dragi lei, în luna mai. Să vedem surpriza. Surpriza este prințul de cupe, adică dorințele vi se îndeplinesc. Prințul de cupe este aproape regele de cupe, da? Veți avea o bunăvoință din partea celorlalți, poate persoane din rac scorpion pești. Veți avea oferte, oferte de relații, oferte de muncă, anumite împăcări care vin spre dumneavoastră. Această emoționalitate, da, care vine totuși tiptil și își recapătă locul și rolul în viața dumneavoastră, da? Dacă vorbim despre, dacă sunteți femeie, poate să fie un bărbat, cum spuneam. Dacă sunteți bărbat, poate să fie felul dumneavoastră puțin mai emoțional și mai puțin arici, să spunem, că spadele sunt mai raționale, autoritare și mai puțin emoționale. Și am văzut că vă caracterizau în primele cărți. Să vedem ceea ce nu știți, ce surprize puteți avea. Surpriza fiind șoase de spade, vorbește despre capacitatea dumneavoastră sau decizia dumneavoastră de a lăsa trecutul în urmă, de a nu mai privi la ce s-a întâmplat și de a merge mai departe, învățând din greșeli. Se anunță niște orizonturi mai fermecătoare din momentul în care veți decide acest lucru și poate fi o persoană în care să vă ajute. Este femeia aceasta, da, care traversează, nu se mai uită în spate, nu se mai uită la ce s-a întâmplat și este ajutată de cineva, un prieten, o ofertă, un consilier. Cineva vă ajută să vedeți frumusețea prezentului, da? Și de asemenea, să vedem ce lăsați în urmă, care a fost trecutul pe care vreți să-l lăsați în urmă. Să vedem despre ce vorbește. Ce ați avut în trecut? Wow! Ați avut un turn. Poate lăsați în urmă o persoană în zodia berbec sau este vorba despre o schimbare care s-a petrecut. Ați lăsat în urmă un fel de a fi. Acum sunteți altfel și reclădiți mult mai solid. Vă reclădiți pe dumneavoastră. Este vorba despre o reconstrucție în termeni mult mai buni și cu multe beneficii pentru dumneavoastră. Ca și clarificare, ce lăsați în urmă? Wow, a căzut cartea aceasta. Cartea aceasta vorbește despre, ca as de bâte, vorbește despre un nou început. Deci, de curând, da, o lună sau două, trei luni, ați pornit pe un nou drum. Ați pornit spre a face altfel lucrurile.
un proiect nou, ați lăsat în urmă, nu știu, ideea aceasta a unui început plin de acțiune. Da, a fost un nou început în cazul dumneavoastră sau poate că o relație, da, această carte ar însemna și relație sau nașterea unui copil, dar da, poate de curând ați născut, nu în sensul rău, ci ca pe o binecuvântare, da? Această carte poate fi tratată și ca o binecuvântare, fie că ați născut, fie că v-ați născut dumneavoastră din nou. Să vedem ce ne aduce viitorul. Să vedem, iată, ce ne aduce viitorul. Viitorul ne aduce griji, dar nu poate chiar atât de mari. Viitorul ne aduce o altă perspectivă de a privi asupra lucrurilor. Acest viitor aduce un nou punct de vedere. Este suficient să ne liberăm de temeri, de frici, de griji și toate lucrurile vor fi mult mai clare pentru noi, pentru că nu suntem legați, doar avem impresia că suntem blocați, dar nu este vorba despre o blocare. Și poate că vom avea acest sentiment de blocaj, dar este alegerea aleilor de a reacționa. Atitudinea noastră la ceea ce ni se întâmplă este foarte importantă și dacă noi decidem să privim lucrurile într-un sens pozitiv, iată ce se poate întâmpla în viitor, să vină soarele, da? Să vină soarele care risipește norii. Este cartea guvernantă a leului, soarele. Apare curcubeul, apare bucuria, poate că veți călători în luna mai, veți face o călătorie frumoasă, veți petrece mult timp în aer liber. Dar în primul rând înseamnă mare bucurie interioară, fie din perspectiva noii vieți pe care o aveți sau o doriți, fie prin rezolvarea unor probleme pe care le-ați întâmpinat. Da? Au fost niște probleme și aceasta este cartea de început, am să o las aici, dar este ca un început. Da, aceasta era cartea cu care începe, cartea de prezentare a pachetului. Voi continua. Ce vă reprezintă? Ce carte vă reprezintă? Cum sunteți acum? Cum vă vedeți dumneavoastră? În ce situație vă vedeți dumneavoastră? Iată, vă vedeți o persoană independentă. 9 de monede este cartea persoanei stabile, independente, care spuneam că are o mulțumire personală. Poate că aveți deja trasat foarte clar planul sau ce vreți să realizați. Și cartea aceasta chiar anunță o completitudine aproape desăvârșită. 10 de monede ar fi însemnat, să spun, mulțumirea maximă, dar în orice caz, pe plan financiar în special, veți avea multe satisfacții în luna mai. Satisfacții de ordin material, financiar, independenți, fie că aveți o relație, fie că nu. Să cerem clarificare cum vă vedeți dumneavoastră. Deci așa vreți să vă vedeți și așa vă vedeți. Da, vă vedeți ca niște persoane, iată că a căzut, scuze, a căzut cartea 10 de monede, ca și clarificare, da? Deci 9 de monede era aproape perfect, acum e perfect, da? 10 de monede vin să aducă și o relație împlinită, și o familie fericită, și un job fain, stabilitate, siguranță, foarte frumos, în special pe plan financiar. Este minunat, eu așa văd, așa vreți să vă vedeți dumneavoastră sau vă vedeți, efectiv. Să vedem cum vă văd ceilalți.
dacă, în ce fel vă vedeți din exterior. Din exterior, păreți niște persoane care au decis să se retragă și să se odihnească, să cumpănească, să-și regrupeze forțele. Poate că ceilalți vă văd ușor dezamăgiți, mai obosiți și ceilalți vă văd în luna mai că doriți să fiți mai izolați și să vă recăpătați energia debordantă cu care i-ați obișnuit. Să vedem clarificarea, cum vă văd ceilalți din perspectiva acestui pachet de cărți. Să vedem. Ceilalți, iată, vă văd precum un as de cupe. Vă văd armonie, bunătate, împăcare. Văd în dumneavoastră regăsirea dumneavoastră în șiva, adică regăsirea propriei persoane. Dar de asemenea să știți că este o persoană în rac scorpion pești care dorește un început cu dumneavoastră. Ceilalți vă văd precum este această cupă a abundenței, adică aduceți în viața lor multă bucurie și liniște. Și poate veți avea un nou început într-o relație sau într-o colaborare foarte, foarte frumoase. Să vedem, de asemenea, ce speranțe, da? Ce speranțe aveți din perspectiva cărților pentru luna mai. Speranța este să colaborați foarte frumos, să fiți ajutați, să vă aflați într-o echipă, aceasta este speranța, să vedeți niște rezultate, pentru că 3 de monede este cartea realizărilor, dar nu de unul singur. Foarte bine veți colabora în echipe, în grupuri, veți fi apreciați, lumea se va baza pe dumneavoastră și aceasta este speranța, să vă simțiți una din rotițele unui mecanism. Și este o carte foarte bună a rezultatelor. Scuze, iar a căzut o carte, scuze. Am să încerc să fiu mai îndemânatică. Speranța este ca rezultatele să vină puțin mai repede. Acest 7 de monede este într-adevăr mai mult decât 3 de monede. Este un lucru bun, dar vorbim despre o abnegație. De speranța dumneavoastră este să fiți lăsați să munciți ceea ce vă place, să reușiți să învățați foarte multe, știind că rezultatele vin mai târziu. Nu sunteți genul care să doriți pe termen scurt ceva. Poate că investiți în dumneavoastră, în felul de a fi, fără să așteptați un rezultat. Speranța este totuși să aveți acest drum care să vă ofere posibilitatea de a investi și emoțional și de a munci pentru a vedea totuși niște rezultate, să nu fie o muncă în van. Și de asemenea, o să vedem care ar fi destinația dumneavoastră dacă mergeți pe acest drum. Care este răspunsul final sau destinația, rezultatul? Rezultatul este schimbarea. Rezultatul este a fi niște oameni noi, a încheia capitolele care nu mai funcționau și în care ați tot încercat să țineți din loialitate, dintr-un sentiment de a nu se considera că nu sunteți suficient de luptători. Însă unele capitole chiar trebuie încheiate pentru a lăsa loc binelui și a lucrului care vi se potrivește cu adevărat. S-ar putea să încheiați anumite relații, dar să le păstrați pe cele care sunt cu adevărat viabile și care sunt
pentru dezvoltarea dumneavoastră. Deci nu vă temeți de schimbare. Destinația este să vă regăsiți la sfârșitul lunii mai, schimbați, da, în sensul bun al cuvântului. Și voi extrage destinația, iată lumea. Destinația este încheierea cu succes a unui capitol și trecerea la un nivel următor, la un nivel superior mai bun. Poate să fie o călătorie foarte frumoasă, încununată de succes. Poate să fie de asemenea o trecere la o viață mai bună. Veți simți față de sfârșitul lui aprilie, sfârșitul lui mai, veți simți că a adus în viața dumneavoastră binele și e un pic mai bine. Da? Foarte frumos, mă bucur și acum aș vrea să extrag cele 7 cărți care să reprezinte zodiile cu care veți interacționa în mod pozitiv, care vă vor ajuta, oamenii care vă iubesc și oamenii pe care dumneavoastră posibil să iubiți, da? Să vedem din ce semne sunt. Am zis că am să aleg 7 cărți. În primul rând, ar putea să fie din semnul berbecului, din semnul gemenilor sau fecioarei. Poate să aibă această persoană planeta Mercur, da, într-o poziție specială din harta astrală. A treia carte, a treia persoană, poate fi un taur care să fie benefic în viața dumneavoastră, da, să vă aducă fericire. Ar mai putea să fie semnele de pământ, taur, fecioară, capricorn. A cincea carte să reprezintă o persoană în zodia racului, da? Care are poziția lunii specială în astrogramă. Da? Am scos 5 cărți, da? Și încă 2. Pluto, scorpion, da? Sau cei care au Pluton, planeta Pluton în harta astrală, într-o anumită poziție specială și, nu în ultimul rând, Jupiter, care reprezintă săgetătorul. Da? Cu aceeași mențiune că planeta Jupiter ar putea să guverneze harta persoanei care are importanță pentru dumneavoastră. Dragi lei, dacă sunteți, cum spuneam, aniversați din perspectiva onomasticii, da, vă doresc multă sănătate și dorințe împlinite, toate cele bune tuturor leilor, bărbați și femei, să aveți o lună mai fericită, să fiți ocrotiți și ocrotitori și dacă v-a plăcut, să apreciați, să vă abonați, să comentați și vă invit și la alte etalări. Toate cele bune, la revedere!